bine ați venit pe canalul lui Radu. Astăzi vreau să îmi spun și o părere după ce am utilizat matizul asta cam un an de zile. Cum mi se pare mie să fie mașina asta. Așa cum ea mai veche. Și la ce o folosesc eu. Păi, de exemplu, acum am cărat niște țăvi cu ea de ppr niște rubineți, niște din astea. Mașina nu e foarte curată, că o folosesc pe câmp, pentru câmp, dar ca... Bine, că nici nu are mult, mulți kilometri, 133.000 Din 2002. Mașinile astea, ca atare, așa, să... mai simple, sunt cam ca și dacile. În afară că astea au injecție și da, și le aveau carburator, dar tot principiu principiul de scânteie, delco bujii, etc. Știți voi ce mă refer. La ce mă refer. Și ca mașină, e destul de fiabilă. Piese ieftine, fia bine, acum nu îi păi, să faci autostrăzi cu ea și din astea, dar deplasări scurte în oraș, consumuri mici, dacă merg așa frumos ca babele, gen, nu, no, să nu îi dai în gură, îți iau undeva la 4,5%, e foarte mic consumul, foarte decent. La asta puncte slabe ce am văzut rulmenții după puntea spate, dacă ai greutate, cum nu, no, eu mai car azot cu ea pe câmp, mai car sămânță, mai una alta, și dai într-o groapă, ai stricat după spate e imediat. Ca puncte cheie, și asta e simplă și fiabilă. Punctele ei forte, fiabilă în sensul că motoarele astea de 800 mă refer. căs mai bune la fiabilitate ca șale de 1000. Asta nu are climă, -are, e foarte simplă. Nu are opțiuni, nu are numai stopul de ceață și cam atata nu face nimic. În plus, nu are volan, pedale schimbă, tot, n are nici servo dar fiind ușoară poți să mergi destul de ok cu ea După cum știți am pe YouTube un video în care am desfundat radiatorul de căldură dinăuntru și după video ăla am mai făcut 3 sau 4 spălări în sensul că am băgat Să vă arăt să vedeți unde am băgat furtunul și ce am făcut, am băgat în loc de de asta am băgat 6 pastile de calgon și si 6 pastile de mașină de spălat vase, dar alea nu și-au si făcut efectul cum trebuia și si atunci am renunțat la ideea aia și si am băgat în loc de alea am băgat în motor nu motor în radiator am băgat oțet și si furtunul ăla dacă îl vedeți acolo de fiecare dată când am curățat, am curățat invers. El merge așa, circuitul. Și am băgat furtunul de apă curat, așa. Și atunci atâta mizeria ție să înapoi în radiatorul mic de căldură, ți-o scoate invers și o bagă aici. Și ție să afară, o să vezi rugină, na, tot felul de depuneri. Calcar, mai multe prostii. Ca motori e simplu, poți să lucri ușor la el. Acolo e delcou, aici e bobina. Deci e foarte simplu de jucat Și am băgat oțet. Am băgat oțet, m-am dus o tură, două, aia înseamnă vreo 5 km, nici atât. Am venit înapoi la, la garaj, la scule, am desfăcut acolo furtunul ăla, am băgat oțet din nou, până a început să apă curată. Și așa merge fără să mai dai cu bordul jos. Ca altfel, dacă nu reușești să cureți așa, o să trebuiască să dai tot bordul jos, să desfaci cam tot. Volan, aici consola centrală, ca să zic așa în ghilimele, schimbătorul nu trebuie să-l desfaci, dar trebuie să scoți plasticul ăsta ca să poți trage astea alte afară. Și de-abia după ce ai scos tot bordul complet afară, de-abia după aia ajungi la radiatorul de căldură care e pe la nivelul ăsta pe undeva pe aici. Jos de tot. Deci mie mi se pare o mașină fiabilă. Eu am niște scurgeri de ulei din partea de către Delco, că s-au mâncat o ăla unde intră Delco și îl prins sus în chiuloasă, în chiuloasă, în axul cu came, cum ar veni, s-au mâncat. Și îmi curge ulei, dar asta înseamnă la mine nu stiu, un litru de ulei la... Nu curge ulei, el transpiră cum ar veni. Un litru de ulei la 6 luni. Deci încă e acceptabil. Numai atât că na, să murdărește, să pune praf pe parte de cutie, pe parte de asta. Acum următorul lucru ce trebuie să-i fac la asta e curățenie generală. Peste tot, că v-am spus că folosesc foarte mult pe câmp. Mă duc, aduc scule, mă duc, deci tot ce e necesar și mai, na, mai car și pun până un pe de lucru cu sculele și cu de prostile și după ce asta o i fac o curățenie generală și o să merg la un mecanic să-mi schimbe nu știu sigur dacă e discul sau uh, placa de ambreaj trebuie schimba ceva că prinde cam sus dar aia mai vedem să mai poate regla puțin puțin dar nu mulți să-l să regla de acolo din față știți că are tija aia, la cutie cu șurubul ăla în capăt, care mai pot să mai strângi un pic, dar nu poți foarte mult, că după aia nu mai prinde cum trebuie. În rest, mi se pare o mașină destul de fiabilă, dacă n-ai pretenții de avioane, de nu știu ce, de 10.000 de erbi nici pe are. De figuri, de... No. Ce No. să faci treaba cum ar veni. Ai niște oi la o stână, mergi să le duci mâncare sau să-ți folosești, că și pe off bunicică, bunicica, în sensul că dacă ai cauciucuri bune, vine acum, nu vă gândiți offroad, nu stiu ce, dacă ai o țărică noroi, de o palmă, dacă ai cauciucuri bune, poți să mergi liniștit cu ea. Nu am folosit-o iarna, nici iarna trecută, din cauza că atunci aveam de reparat, la ea am reparat-o iarna trecută, cam atunci am luat-o, am reparat tot, sistem de alimentare, filtre, tot, 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 am schimbat ce-a fost de schimbat la ea, ca să nu mai am probleme, distribuții, tot, tot, Am luat cauciucuri de iarnă, MS-uri acum, trebuie să mă duc să le pun și o mai folosesc și iarna asta. Acum o să vedem că e ușoară cu aderență sau să fie cam greu. Ce pierdut prietene? Cu aderența o să fie cam greu, da? bune low budget, întreținere ieftină și consum mic în cap, în spate, dacă te, dacă te chinui acolo, am sistemul suplimentar de baterie care bateria e acolo sub scândurile alea, că am pus în loc de cartonul ăla ce avea ea am pus scândurile ca să reziste, dacă te chinui să bagi bine, bagi 12 pe de azot în ea așa că de dus duce, numai nu prea mă duc așa cu greutate mare, că mi-e frică să nu încăr în puntea puntea fiind subțire din u ăla, așa frumos făcută, na, o să o încărăm. Dar, în general, asta e părerea mea despre Matiz. Vă aștept pe canalul lui Radu, dați un like, un subscribe și un share. Să ne creștem, să creștem împreună. Să facem o comunitate frumoasă. Să avem ce povesti pe live-uri. Și să nu mai facem cum face românul de obicei, hate și înjurături, știi? Acum e oricum o să fie blocați, dar na, asta e la noi, la români, cam așa e obiceiul, din păcate. Nu uitați să dați un like, un share, un subscribe și un clopoțel.